Un tânăr de 21 de ani din Bănișor, în timp ce conducea autoturismul pe strada 20 de Decembrie 1989 din municipiul Zalău, datorită neadaptării vitezei de deplasare la condițiile de drum, a pierdut controlul direcției de mers, a părăsit partea carosabilă și a intrat într-un parapet metalic. Evenimentul s-a soldat cu rănirea ușoară a conducătorului auto și a pasagerului de pe locul din dreapta față, un minor de 17 ani din Bănișor. Pompierii au deconectat bateria autoturismului implicat în accident pentru evitarea producerii unui incendio.